numește centrarea la nivelul inimii spirituale. Liviu, cred că va continua să vă mai spună câteva lucruri. Considerăm reală această prezumție a existenței centrului, esenței ființei noastre, identificat în zona pieptului, ne-am putea propune pe termen lung să creștem conștiința asupra acestei realități, asupra acestui centru. Dar actul pozitiv de a ne centra reprezintă o parte a experienței noastre. Că o facem în mod conjunctural, amintindu-ne în viața de zi cu zi, că este bine să ne recentrăm în zona pieptului. Că este bine că atunci când într-o relație urmărim să transmitem un adevăr sau să comunicăm cât mai bine, că este bine să o facem tot din inimă. Că atunci când pur și simplu scriem cuiva o scrisoare sau chiar un e-mail, este bine ca dincolo de aspectul ideației respective să fie o acoperire din inimă. Că atunci când mâncăm, este bine să fim centrați și să ne gândim de ce nu chiar înaintea mesei la această deschiderea noastră spre a absorbi în ultimă instanță în însăși esența noastră, esența hranei, care până la urmă ne ajută să structurăm acest corp, care îl considerăm ca fiind atât de important pentru noi, pentru a menține viața în bune condiții. Deci dacă am putea spune că găsim permanent o motivație suficient de mare pentru a îmbunătăți toate capitolele existenței noastre prin această centrare. Ceea ce însă trebuie întărit și fortificat, aș putea spune, este starea de conștiință, cu alte cuvinte, creșterea capacității de a nu uita că prin această centrare noi putem să creștem în primul rând integrarea noastră pe un nivel foarte profund al vieții. Este ca și cum cu conștiință față de esența realității care noi suntem, putem să atingem esența oricărui fenomen, circumstanțe, proces, realități sau ființe cu care noi intrăm în contact. Pentru că, în ultima instanță, aș vrea să înțelegeți că această conștiință a sinelui este, de fapt, starea naturală. Nenatural este să te afli pe o periferie a așa-numitei conștiințe individuale. Conștiință individuală care poartă foarte mult amprenta ce? Fluxului gândirii noastre, adeseori atât de, aș putea spune, agitat. Deci, unde ne centrăm, unde ne axăm în viață? Cu ce realitate din ființa noastră ieșim în întâmpinare? Sau care este nivelul de unde plecăm în această integrare și cuprindere a vieții? O facem de pe o periferie sau o facem din centru? Și atunci, amintindu-ne că întreaga noastră existență ar putea să fie mult ameliorată, transformată în bine, dacă am face-o din centru, s-ar pune problema cum să facem să nu uităm. Da. Și iată de ce centrarea trebuie să ajungă să facă parte dintr-o atitudine spontană. Deci starea de spontaneitate a centrării trebuie să caracterizeze o ființă conștientă de sine. Și acum, unul dintre foarte simplele exerciții pe care le putem face aproape clipă de clipă. Da? Pe o scară de la 1 la 10. Da? Ne gândim foarte bine. Pe o scară de la 1 la 10 care, să spunem așa, ar reprezenta barometrul nostru pe care îl plasăm undeva cu ochii minții aici în zona pieptului. Unde ne aflăm? În acest moment. Sunt în acel
punct de apropiere de 1 sau chiar 0, complet identificat, sau mă aflu la o anumită distanță, da, față de acest centru al ființei mele. Acum când mănânc sau acum când ascult, față de o scară pe care mi-o propun, da? Am luat așa un exemplu foarte simplu, un fel de barometru, etalon, o unitate de măsură, de 10 unități. Unde mă aflu? Pot să fac ceva să fiu mai aproape? Sau nu? Ce ar presupune? Să reușesc să mă apropii de a simți cu inima, a asculta cu inima, a vorbi din inimă, a atinge din inimă, da? A mânca centrat în inimă, a cuprinde realitatea exterioară la modul senzorial, fiind centrat în inimă. Da? Deci, noi am putea face acest exercițiu scrutând acest barometru, acest etalon al identificării cu esența realității care noi suntem, da? Și cu multă sinceritate să constatăm noi că suntem mai aproape, altor nu suntem. În momentul în care simțim că nu suntem, vom face un stop. Pentru că, vedeți, adeseori la servicii avem timpul acela să ne dăm seama că cineva, suntem un funcționar public și cineva ne-a dat peste cap, că a fost foarte, foarte, nu știu, nemulțumit de anumite lucruri și am intrat într-un dialog care n-a fost prea plăcut și sunt răscolit interior. Bun, nu are rost să continuăm în starea aceasta dialogul cu toți ceilalți care urmează să vină la ghișeu. Dacă noi suntem un funcționar în spatele ghișeului, da. Pentru că e clar, noi pe toți ceilalți îi vom trata cu aceeași fierbere și agitație interioară. Da. Putem, timp de un minut, da, să cerem scuze, să închidem ghișeul, dau un exemplu foarte simplu din viață. Ca și cum acum nu sunt pregătit să întâmpin persoana care se află în fața mea. Pentru că dacă l-aș întâmpina, l-aș întâmpina dintr-o periferie, dintr-o structură mentală, emoțională, perturbată. Este evident că el ar putea să o simtă. Dacă și el este puțin nervos de dialogul anterior pe care a avut loc, vedeți, și el vine în întâmpinarea mea cu o anumită tensiune. Da. Deci, noi ar trebui să reușim să facem un stop în existența de zi cu zi, da? Când constatăm că suntem descentrați. Pentru că, în egală măsură, noi putem vorbi, vă spuneam, la modul afirmativ și pozitiv, cât de centrați suntem, da? Și hai să fim mai centrați, dar, în egală măsură, ne putem pune numai ce am putea face pentru a nu ne lăsa descentrați. Pornind de la ideea foarte simplă că starea de centrare este cea naturală. Da? Deci, haideți să mă gândesc, ce anume m-ar putea distrage? Și să identificăm factorii perturbatori sau factorii cu mare risc potențial de a mă descentra. Și haideți să vedem care este, pentru că fiecare dintre noastre, dacă o să vă întreb acum la rând, o să spuneți așa, mă simt sensibil și vulnerabil la discuția cu persoana care este cea mai apropiată relație. Acolo mă simt dat peste cap. Sunteți de acord cu mine? Că uneori, exact pe cel care îl iubești, când ai o contră cu el, când ai o tensiune emoțională, acel aspect te dă cel mai mult peste cap. Sunteți de acord cu mine? Da. Bun. Deci, iată că putem găsi niște elemente comune experienței umane. Cel pe care îl iubim cel mai mult, cel la care ținem cel mai mult, atenție, ne poate răscoli foarte mult. De ce? Pentru că ne-am deschis enorm față de el. Pentru că îl iubim foarte mult. Este copilul nostru drag, este soțul drag, este iubitul sau iubita, este acel ceva care l-am lăsat să pătrund adânc unde? În centru. Pentru că dacă nu ar fi în centru, ar fi undeva pe periferie. Și să știți că mintea este foarte jucăușă, nu stă persiste acolo. Iar putea să și fugă când apare disconfortul. Dar atunci când apare o emoție perturbatoare care are de-a face ceva cu sufletul nostru, da? Să știți că acolo este destul de greu să dai la o parte aspectul acesta obsesiv-emoțional neplăcut. Da? Și iată că putem să ne dăm seama că un punct de distragere, un punct de răscolire este acela din partea chiar a celor foarte apropiați. Da? Iarăși, dacă în planul acțiunii avem un proiect care este foarte important pentru noi, da? Și vedem că cineva ne-ar putea bloca într-o anumită acțiune, într-o anumită atitudine pe care noi o avem, din nou suntem puțin
cam descentrați în acest moment de influențele perturbatoare ale celor din jur cu privire la ce? La visul nostru, la hobby-ul nostru, la ceea ce reprezintă idealul sau proiectul nostru important. Da? Și simțim că suntem descentrați din starea noastră cu privire la felul în care integram înainte acel element. Ce ne mai poate distrage? Ce ne poate scoate din starea naturală de centrare? O să vedeți, o suferință fizică. O suferință fizică care tinde să se continue mai mare perioade timp, face ca multe dintre resursele noastre să fie duse într-acolo. Și unor să nu găsim o soluție. Exact cum este o boală cronică care am ignorat evoluția în timp. Și acum ajungem într-un punct de criză. Este destul de greu să rezolvi foarte rapid evoluția unei afecțiuni care s-a cronicizat, urmarea unei ignoranțe a noastră în timp, în cele din urmă. Dacă este să o luăm așa foarte cinstit. Da? Deci ar trebui ce? O anumită perioadă de timp, poate chiar egală cu cea în care noi am stat ignoranți față de situația respectivă, să persistăm în ce? Într-o stare de atenție spre a rezolva problema respectivă. Dar avem suficientă răbdare? Suntem suficient de centrați asupra proiectului care reprezintă îmbunătățirea stării noastre de sănătate? Suntem cu toată inima la acel proiect? Da? Proiectul ameliorării stării noastre de sănătate. Suntem cu totul acolo? E o întrebare. Sau, din când în când, da, ar trebui să merg la niște controle. Lasă că medicul se ocupă de problema mea, că i-am pasat-o foarte ușor. Lasă că altcineva, mai specialiști decât mine, mă vor ajuta dacă și ei, mă rog, au și ei resursele lor. Dar, vedeți, noi nu suntem centrați cu toată inima acolo. Lucru care ar presupune, de ce nu, un anumit timp pe zi în care să urmărim, să lucrăm asupra corpului, asupra stării psihoemoționale și chiar spirituale pentru a ajuta ameliorarea acelei afecțiuni. Am dat un simplu exemplu care îl regăsim în viața de zi cu zi. Da. Avem un proiect, avem școala, avem facultate, avem intenția noastră de a relaționa foarte profund cu o persoană. Cât de mult suntem centrați și cât de multe lucruri facem cu privire la aceste aspecte pe care ni le dorim. Le facem din centrul ființei noastre, foarte încrezători, motivați și pe termen lung, regăsindu-ne mereu în această integrare, sau din când în când, pentru că am uitat. Deci, acum vreau să arăt partea cealaltă, în care noi nu ajungem să rămânem centrați pentru că altceva ne descentrează. Și atunci, aspectul foarte important l-ar putea reprezenta conștiența asupra punctelor noastre vulnerabile. Pentru că avem fiecare dintre noi puncte vulnerabile. Dacă noi le-am ști, am vedea, da, de câteva ori pe zi ajung. Contextul de la servici, prin felul în care sunt relațiile acolo, tinde să mă perturbe. Bun, atunci știind că stau 8 ore la servici, da, la 30 de minute pauză, pentru că puterea de influență a celorlalți este foarte mare și simt că mă descentrez și mă pierd și simt că și aceste rezerve vitale parcă scad pe măsură ce trece timpul la servici, atunci am bun. La o jumătate de oră revin în propria mea ființă printr-o tehnică foarte simplă. A stopului. Deci, stop. Am voie să mă duc 10 minute sau 5 minute afară să respir puțin mai profund sau mă duc la toaletă, mă uit în ochi și reiau puțin contactul cu mine însumi, respir de câteva ori mai profund, dar încerc să mă scutur de încărcătura aceea energiei exterioare perturbatoare care o simt acum în ființa mea, da? Și după ce mă clătesc puțin pe față cu puțină apă, respirând de câteva ori, respirând mai profund și mai centrat, bun, reiau din nou surâsul meu de zi cu zi, cu care plec dimineața, dar care spre câteva ore, spre prânz, deja de la ridicatul colțului în sus, buzele capătă celălalt aspect exact pe dos, da? Și îmi refac grimasa feței, mă refac interior, îmi refac structura emoțională și mai rezist, da, pentru o jumătate de oră. Dacă asta este puterea mea, autonomia mea emoțională, de asta vă spuneam, dacă eu știu că doar atât pot să rezist integru pentru a nu fi influențat, timp de o jumătate de oră, la o jumătate de oră,
creezi condițiile refacerii mele interioare. Sunteți de acord cu mine? Este o chestie absolut simplă. Da? Dacă, de exemplu, îmi scad bateriile vitale, bun, stau la birou, tot la birou, poate la birou se întâmplă toate lucrurile neplăcute sau undeva într-un context exterior mai larg. Simt că nu mai am putere de acoperire, a apărut o oboseală, zgomotul de fond general, e ca un bruiaj, da? Simt că nu mai am vitalitate, mai ales dacă mai merge, sunt și oamenii cu telefoanele, este și o instalație de aer condiționat, da? Toată această energie electrostatică mă perturbă, simt că mă perturbă. Nu mai am energie vitală, nu mai am luciditate. Conștiința este singurul nostru instrument, singura metodă, aș putea spune, singura posibilitate pe care o avem de a stopa această stare de lucru neplăcută. Și ce aș putea face? Bun, să zicem că șeful e cu ochii pe mine, nu mă lasă, biroul este chiar alături. Dar eu pot să stau foarte frumos, cum stăteam și înainte la birou. Da. Mai pot să iau o poză, poza mamei, poza iubitei, poza copilului, sau pur și simplu să mă uit în gol, da? Concentrat 2 minute, sau să mă fac că mă uit în gol, dar de fapt eu mă concentrez în zona de proiecție a centrului vitalității și făcând câteva contracții revitalizante la nivelul zonei anorectale, să creez din nou impulsul energiei vitale în propria ființă. Este iarăși o tehnică conjuncturală foarte simplă. Obosit după 8 ore, ce fac? Ajung să iau un mijloc de transport în comun. Să zicem că urmăresc să iau loc. Da? Să presupunem că reușesc să stau și jos. Da? Atunci, de asemenea, pot să mă concentrez timp de câteva minute decât să stau cu o minte placidă, da? În care nici nu mai știu. E ca un fel de pierdere a conștiinței mele. Și mă uit așa pierdut pe geam, dar nu înregistrez nimic. Cineva dacă m-ar întreba, măi, ai făcut drumul ăsta 40 de minute cu mașina. Ce-a fost intervalul ăsta de timp? S-ar putea să constați că tu nu poți să spui ce-a fost la aceste 40 de minute. Mai ales dacă e vorba de o rutină zilnică, în care intra pe pilot automat, să-ți lași mintea să zacă așa într-un fel de inerție, să treacă într-un fel acest timp pentru a ajunge unde? Acasă. Și acasă ce crezi? Că o să ai o minte foarte lucidă? Nu. Dacă 40 de minute ai stat într-o inerție mentală, vei fi destul de placid și acasă. Asta am fost posibil. Deci cum ai putea face să folosești acest timp? Ține tot de conștiință. 40 de minute sau 30 de minute sau 20 de minute. Da? Diferite contracții revitalizante. Un anumit mod de a respira centrat în zona pieptului. Deci a urmări pur și simplu inspirația se derulează calm și liniștit. Fiecare inspirație și expirație aducându-ne mai multă energie, mai mult suflu, ajutându-ne să ne punem într-un mai mare contact cu noi înșine. Apoi, dacă vreau, fac exercițiu simplu. Da, oamenii întotdeauna înseamnă ceva pentru mine. Ei nu sunt ca niște pietre. Da? Și fac exercițiu trezirii compasiunii necondiționat. Da, aleg un chip sau mă uit la cineva din spate. Și în timp ce inspir și expir, mă gândesc că această energie a bunătății mele, a altruismului, a iubirii, a compasiunii, se transferă către un ilustru necunoscut. Dar care, atenție, este aiduma nouă. Este ca un suflet. Că-i spus multe. Da, am spus multe și voi continua să spun, pentru că sunt nenumărate. Asta este ideea. Sunt nenumărate posibilități conjuncturale. Noi vrem doar să vi le reamintim, pornind de la o realitate. Suntem în centrul ființei noastre. Am vrea să rămânem aici și chiar definitiv. Ar trebui pe de o parte, să cultivăm toate posibilitățile interioare, chiar aspect metodologic, formal, tehnic, da? La sală, pentru a învăța metoda centrării, că o facem prin postură, că o facem prin pranayama, tehnici de control al sistemului respirator, că o facem printr-o anumită capacitate de interiorizare senzorială, că o facem prin tehnici de concentrare sau chiar meditație, este foarte bine. Urmează apoi ieșirea, o ieșire fizică dintr-un spațiu, pentru a ajunge în lumea larg deschisă, în care de asemenea trebuie să ajungem să ne păstrăm în cea mai integră, în cea mai înaltă, în cea mai frumoasă și sublimă aspectare a ființei noastre, care nu poate reprezenta decât realitatea sinelui nostru esență.
Aceasta este starea naturală cu care noi trebuie să întâmpinăm lumea. Da? Este, dacă vreți, zâmbetul nostru din inimă, este, dacă vreți, acțiunea noastră din inimă, este, dacă vreți, comunicarea noastră din inimă, sunt gesturile noastre din inimă și numai așa ar trebui să o facem. Și chiar și dacă cineva ne-ar pune piedică, atenție, când cădem pe jos, să avem puterea să ne dăm seama că această căzătură nu ne-a descentrat. Că această lovitură, această lecție, această greutate care a fost pusă pe umerii noștri, nu ne-a făcut să ne scufundăm într-atât de mult încât să uităm de ce? De această realitate esențială, de această putere intrinsecă, de această forță, de acest soare, de această lumină. Spuneți-i cum vreți. Important este să credeți și să vă fortificați în acest centru care vă reprezintă esența și realitatea care sunteți. Și atunci, sigur că respirația reprezintă un element important al recentrării. Toate metodele yoghine învățate. Tot ceea ce putem să facem din perspectiva ajutorării corpului nostru. Pentru că dacă el tinde să ne acapareze atenția, noi vom fi descentrați. În sensul în care priza noastră de conștiință, în loc să rămână aici, se duce spre o cătime din această ființă. Se duce spre degețelul de la piciorul stâng, unde avem o bubiță. Înțelegeți? Și acolo rămânem poate mult și bine, pentru că nu ne place acea bubiță. Și ce o să zică lumea dacă ne vede bubiță? Înțelegeți? Și putem face o obsesie din această bubiță. Acum exagerez puțin pentru a înțelege că adeseori corpul ne descentrează enorm. Da. Și de asemenea, toate celelalte aspecte legate de relații, atenție, toate, multe dintre aceste relații, trebuie să vă gândiți în ce fel le structurați pentru ca ele să vă ajute să înaintați pe calea centrării și regăsirii de sine. Întrebați-vă în orice moment. Relația stabilită de mine cu X, Y, Z sau tot alfabetul, ar fi bine să aveți un alfabet. Da? Și la litera A să aveți 100 de nume. Și la litera B 200. Da? Și dacă noi vom reuși ca amintindu-ne toate relațiile, să spunem, da, când le evoc, orice relație, toate acestea pe care mi le-am amintit, mă centrează, mă ajută, mă duc în starea aceea naturală de deschidere spontană, de entuziasm, de bucurie existențială, nu am niciun fel de problemă, este în regulă. Dacă constatăm că, mă rog, una dintre cele 1000 de relații nu este încă în regulă, da, am spus doar una, ar trebui să ne dăm seama că trebuie și aceea îndreptată în așa fel încât, amintindu-ne de ea sau urmărind să o menținem sau să o cultivăm, acea relație trebuie să ne ducă și mai mult în profunzime. Da. De această cauză consider că conștiința este elementul central prin care vom putea asigura starea noastră de refacere a centrării și a regăsirii unității noastre de fond, și pe acest fundal să integrăm realitatea lumii exterioare, care este, sigur, integratoare pentru noi. Pentru că și această realitate a lumii exterioare ne cuprinde pe noi ca parte. Deci există, într-un fel, o unitate a totului. În această unitate a totului, noi, integrând această lume exterioară, noi trebuie să rămânem în această stare la rândul nostru centrați și unificați. Altfel, dacă identificăm în această lume că ceva ne perturbă destul de grav existența, să luăm măsurile necesare, sigur, binefăcătoare, armonioase, prin care să refacem această centrare. De la unele elemente simple ajutătoare pentru corpul nostru fizic, pentru structura energetică, pentru structura emoțională, pentru structura mentală. Eu am urmărit și știți, cei care ați participat la unele seminarii cu privire la centri energetici, am urmărit să arăt faptul că totul se leagă de tot. Totul se leagă de tot. Este firesc să fie așa. Pentru că o bunăstare a corpului nostru fizic ne va relaxa într-o componentă psihomentală și ne va ajuta foarte mult să rămânem centrați.
și relaxați în profunzimea ființei noastre. Da? Orice stare de contracție nu este o stare bună. Dacă nu ne vom da seama că suntem stresați în această viață, dacă nu vom identifica sursa stresului și vom continua să ignorăm acest stres, evident că ființa noastră se contractă. Se contractă. Orice contracție blochează o circulație liberă, fluidă a energiei în sistem. Da. Și, din păcate, nu putem spune nici la modul statistic că această contracție este eminamente binefăcătoare. Stresul a fost adesea o cauză de boală pentru oamenii din toate zonele și din toate timpurile. Da. Deci, iată, putem spune că unor pierdem contactul cu noi pentru că, pur și simplu, suntem foarte, foarte, ne menținem într-o stare de stres și de agitație. De-aia simțiți nevoia integrării și mă bucur că sunteți din ce în ce mai mulți și că yoga inimii spirituale începe să o apreciați ca fiind yoga sufletului dumneavoastră. Pentru că asta vă învață, să rămâneți în contact cu sufletul dumneavoastră. Dar trebuie să vă dați seama că trebuie să învățate metodele, pe de o parte, și apoi exersate în viața de zi cu zi. Și să vă puneți problema, prin ceea ce gândesc, prin modul în care acționez, prin modul în care comunic, reușesc să creez condiții favorabile centrării sau nu? Înseamnă că undeva eu greșesc. Am acest curaj de a spune, da, greșesc în relație, greșesc în felul în care am pus problema, greșesc în felul în care continui să ignor starea mea de stres, continui să obiectivez că unele aspecte ale existenței mele încă sunt departe de a fi puse în ordine. Deci, revenim la o viziune cercetătoare și, aș putea spune, chiar foarte, foarte pragmatică, aș putea spune, asupra nivelului existenței noastre, pune problema să le ameliorăm. Și cu foarte multă sinceritate. În toate zonele unde noi putem face ceva. De la plimbarea pe care ne asumăm zilnic, de la felul în care noi mâncăm și ce mâncăm, de la felul în care întreținem relațiile, chiar relațiile intime, relațiile de suflet, relațiile de amiciție, de prietenie. Deci toate aceste relații implică o evidentă participare a noastră sufletească. Când nu suntem în inimă, evident că vom integra toate celelalte aspecte dintr-o anumită, într-un anumit substrat al conștiinței noastre, care nu reflectă starea naturală. Starea naturală fiind cea de echilibru, de armonie, de pace, de iubire spontană, de compasiune specifică. Acestea sunt stările normale ale ființei. Când nu sunt acestea, ne putem pune problema pe unde suntem. Zburând în diferitele straturi ale atmosferei, precum un balon care și-a pierdut destinația. Da? Sunt baloane astea care oamenii de știință le lansează, dar asupra cărora nu prea mai au mult control. Le lasă să plutească în aer, se ridică la mare înălțime, uneori au niște sonde, trimit niște semnale, da? Și le lasă să... Așa plutim și noi. Uneori, fără să ne dăm seama că plutim prin stratosferă. Da? În momentul în care ne-am pune problema să reluăm contactul și să verificăm ce spun sondele alea, da? Care transmit anumiți parametri, noi analizăm parametrii, ar trebui să spunem că suntem adeseori descentrați. Să avem curajul să spunem și până să căutăm central. Prin ce? Prin tehnici respiratorii, prin tehnici posturale, prin tehnici de concentrare. Avem, slavă Domnului, arsenal uriaș de posibilități. Dacă însă suntem conștienți. Dacă suntem conștienți că trebuie intervenit. Dacă nu, sigur, am putea vorbi despre multe, foarte multe tehnici, da? Dar fără a avea o viziune. Fără această viziune noi vom uita. Vom putea avea 100 de tehnici, dar peste care vom trece foarte ușor, așa cum am trecut peste nenumărate cunoștințe sau informații bune. Da? Pentru că cineva ne-a spus adeseori, măi, uite, ce ar fi să ții o zi de post pe săptămână, să ajunezi? Ce ar fi să faci o cură cu sucul? Ce ar fi să faci o cură macrobiotică? Ce ar fi să mănânci fructe? Toată lumea a auzit sfaturi bune în viața noastră de-a lungul timpului. Pentru că am fost cumva și deschiși față de el. Dar câți dintre noi au avut puterea să persiste constant în aceste sfaturi bune? Deci nu de sfaturi avem nevoie. Avem nevoie de a reconfigura într-o viziune a centrării
într-un fel de interes, între ghilimele, dacă se poate asocia cuvântul interes, cu nevoia noastră cea mai intensă, aceea de a ne manifesta din centrul ființei noastre. Deci suntem chiar profund interesați să o facem. Pentru că numai din centru noi vom putea să integrăm corect realitatea. Altfel, integrarea va fi distorsională. Distorsionată, cel puțin parțială, limitată, fragmentată și într-un anume fel condiționantă. Pentru noi și pentru semenii noștri. Da? Pentru că nu avem o viziune. Toate tehnicile vor fi menite să servească acestei viziuni. Da? Toate tehnicile. Și implicit, ceea ce mâncăm, cum mâncăm, cum comunicăm, în ce direcție acționăm și chiar felul în care adormim sau felul în care folosim remediile sau resursele naturale, tot poate să servească recentele. Sau, neștiind sau neintegrând această viziune, putem spune în egală măsură că totul ar putea să se constituie într-o sursă a descentrării. Formația mea este de inginer. Și spun lucrurile foarte pragmatic. Deci, ori suntem centrați, ori suntem descentrați. Când suntem centrați, putem vedea ce a creat starea de centrare și să o fortificăm și vom vedea că tehnicile yoghine ne ajută și zicem, da, avem instrumente, le-am fortificat, este clar, funcționează. E regulă, le-am verificat la sală. Acasă, mai pot să prelungesc practica cu o oră, două, pe zi, la două, trei zile sau zilnic, este ideal. Dar în restul timpului. Haideți să identificăm toți parametrii, să vedem. Mă ajută în centrare? Sau nu? Dacă nu, bun, trebuie să cresc puterea centrării. În așa fel încât să existe un permanent bilanț între cele două forțe. Forța de atracție a sinelui, care începe să te fascineze, să te seducă, prin această recunoaștere a frumuseții sale, a strălucirii sale, invitându-te mereu să iei locul în acest acasă, să te regăsești mereu în acest acasă, sau cealaltă forță, da, centrifugală, atenție, exercitată de lumea fenomenală, asupra cui? Periferiei ființei tale, care o reprezintă cine? Mintea și substanțul emoțional, într-o primă fază. După care trupul își dă și el consensul. De cele mai multe ori. Deci sunt permanent două forțe în acest joc. Este forța lumii fenomenale care te atrage într-un mod centrifugal și tinde să te descentreze și este de asemenea o forță care exista dintotdeauna, dar de care ai evitat, da? Aceea centrului ființei. Da? E bine, în momentul în care există acest foarte frumos joc al balansului reciproc, al balansării reciproce, practic mereu inima ta face mișcarea dublu sens. Reușește să integreze și lumea exterioară, regăsindu-se în lumea exterioară ca acasă. Da. Iar, interesant, când vii, între ghilimele, acasă, prin tehnici de meditații, da, de fapt, parcă simți că totul este în tine. Și ești fericit. Da. Pentru că nu poți uita de ceea ce... De ce? Nu putem spune așa? Ceea ce ți-a adus fericirea. Da, natura este în tine, pentru că ai mirat-o de atâtea ori. Nu poți uita. Te-a fermecat, te-a sedus. Dar și sinele este în tine. Și el este perfect, și el este sublim. Oameni, ați iubit. Da? Puteți uita iubirile voastre sau oamenii pe care ați iubit? Nu. Deci ei vor fi în dumneavoastră, tot timpul. Pentru că nu îi veți putea uita. Sigur, într-o altă aspectare a relațiilor, veți putea spune, pe mine întotdeauna oamenii m-au perturbat. Și avem și recunoaștem o anumită tipologie a neadaptatului, care trebuie să reușească acest proces, în primul rând, într-o reconfigurare a sa interioară, din punct de vedere psihomental. Ca apoi să înceapă să se regăsească cumva mai încrezător și în lumea exterioară, unde el sau până atunci el se simțea neadaptat. Totul pornește din centrul ființei. Altfel, o să rămânem mereu în ipostaza unei victime care nu s-a putut centra pentru că a bătut la ușă vecinul,
când vrea el să mediteze, nu a putut să o facă. Colegii de servicii îl tracasează și le iau la mișto. Am acne și nu arăt bine la față și sau sunt prea înalt față de alți copii care sunt mai arătoși și mai armonioși. Sau... Dar tot timpul vor exista mici probleme de adaptare, de integrare și de percepție. Da. Și atunci, sigur, noi ar trebui nu să analizăm elementele de suprafață, ci să ne stabilizăm în elementele de profunzime. Și acolo, din această încredere în sine, din acest respect de sine recuperat, din această stare de încredere în noi înșine, în esența, în armonia sufletului nostru, apoi să continuăm să menținem starea pentru a ne manifesta în lumea exterioară. A fost o foarte frumoasă idee a Simonei în această intenția noastră de a dialoga cu noastră, această abordare. Cum am putea să le trezim atenția celorlalți cu privire la necesitatea de a continua principiile Hidayei în lumea exterioară în care îi trăiesc? Pentru că atunci când dumneavoastră veți continua de unii singuri ceea ce veți face aici la sală și veți învăța, sigur, v-ați lua zborul, rămânând mereu centrați. Altfel veți simți o nevoie aproape constantă de compensare. Eu am întâlnit această atitudine. Oamenii vin la sală pentru a se compensa față de unele răscoliri, perturbări, agitații, dezechilibre și elemente existențiale care le-au fost mai greu să le gestioneze. Și trebuia ceva compensator. Trebuia ceva să le restabilească echilibrul intern, pentru că simțeau că pierd puțin controlul sau au uitat de ei prea mult. Și așa fac oamenii. Vin la un sfârșit de săptămână sau la un sfârșit de zi, hai, 2 ore să mă recuperez la un program de yoga. Hai să mă refac. Bun, e în regulă. Este foarte bine. Veți fi întotdeauna cu toată inima deschiși. Dar aș vrea să faceți saltul mai sus. Să spuneți, bun, am învățat, știu și acum continuu. Și vreau să mă regăsesc mereu și mereu în aceeași prelungire a inimii mele, să mă regăsesc mereu spontan, centrat, bucuros de existență, bucuros de orice contact uman și fiecare experiență să parcă să aprofundeze contactul meu cu mine însă. Și în egală măsură să mă deschidă spre a sesiza profunzimea, nivelul de profunzime, nivelul de esență și de puritate a sufletelor celorlalți. Cam asta ar fi ideea în Hridaya Yoga. A recunoaște că aceeași inimă se află și în afara ta. A ieși din această crust, din această colivie, din acest ego al conștiinței tale care te ține în limitele individualității, poate să fie pentru totdeauna stopată această viziune limitată. Ne putem deschide și rămâne în această deschidere permanentă a sufletelor noastre și către semenii noștri. Recunoscându-i ca pe noi aici. Au o anumită eficiență. Există un principiu în metodele energetiste, nu numai în yoga. Și anume, acolo unde mintea persistă o anumită perioadă de timp sau se focalizează prin concentrare. Acolo, în general, energia este atrasă. Pe de altă parte, și reciproca este valabil. Acolo unde începem să constatăm sau să percepem o anumită formă de intensificare a energiei, adeseori mintea începe să fie atrasă și să se focalizeze acolo. Da? Să luăm prima aspectare a acestui principiu energetist. Da. Deci, ne concentrăm și vom constata că dacă am face-o suficient de mult în zona pieptului, tot ca un mijloc conjunctural, da? Nu vorbim la sală, vorbim ce putem face în viața de zi cu zi. Și ne-am propune ca, din când în când, chiar și cu ochii deschiși, să ne centrăm în această zonă, am putea să observăm, gradat, un anumit lucru foarte interesant. O ușoară presiune care apare în zonă, o ușoară vibrație, o ușoară încălzire.
și diminuarea suflului respirator, cu o anumită intensificare caldă a energiei în această zonă. Ceea ce validează ceea ce v-am spus. Când ne concentrăm, începe să apară și o anumită formă de manifestare a energiei. Este foarte interesant că dacă ați persista în acest mic exercițiu, se creează un fel de fenomen de avalanșă, îi se spune. Deci, ești concentrat, începi să simți o anumită intensificare a energiei. Intensificarea energiei te captează din punct de vedere psihomental, ca stare, ca și cum ești mai capabil, simțind unele efecte, să te adâncești la acea concentrare. Cu atât mai mult că o urmărești, da? Fiind concentrat, mai multă energie apare. Mai multă energie te acaparează și mai mult. Da. E bine, ideea este să nu uităm să o începem. Pentru că mecanismul este făcut de așa natură încât să producă efecte. Da. Și așa stau lucrurile cu fiecare, de exemplu, zona de proiecție a unui centru energetic. De ce spun mai ales zonele de proiecție ale centrului energetici? Pentru că ei sunt aspectați mai intens din punct de vedere al vibrațiilor, al intensității energetice în zonă. Nu la fel vei simți dacă te vei concentra undeva pe coapsă, față de situația în care te vei focaliza mental asupra unei zone de proiecție a unui centru energetic. Cum ar fi Mulatara, zona dintre anul și sex, Badistana, zona organului sexuale, Manipura, subombilic, Anahata, zona pieptului, Vishuddha, zona gâtului, Ajna, chakra, centru mental, zona frunții, Sahasrara, lotusul coronarian. Da. Deci toate aceste puncte sunt importante, mai ales prin portalul, cum spunea Simona, prin ceea ce deschide ca posibilitate ființei umane. Capacitatea de a revela ceva. Toate aceste centre pot revela ceva din natura noastră. Cu o singură condiție. Să te duci acolo, să deschizi poarta. O poți face prin concentrare. Da. Altă variantă este, sigur, să intensifici prin anumite procedee posturale energia la acel punct și să devii conștient de ceea ce îți revelează granat. Deci, a cultiva, iată, concentrare. Are o valoare pentru întreaga noastră viață. Pentru că atunci când sunteți concentrați, toate lucrurile vă ies. Este o eficiență. Tot ceea ce este concentrat presupune la un moment dat o mare putere față de situația în care este un aspect descentrat sau dezorganizat sau lipsit de focalizare a intențiilor, gândurilor sau acțiunilor noastre. Deci, a cultiva concentrarea este un comandament, aș putea spune, imperios, necesar pentru fiecare ființă. De la orice vârstă. A învăța să ne concentrăm. Ceea ce este concentrat întotdeauna va crea rezultate pozitive. Când nu suntem concentrați, apar diferitele dispersări, starea aceea de zăpăceală, uitucenia și toate celelalte slăbiciuni și vulnerabilități ale noastre pe ideea că da. Acel lasă-mă să te las, acea fușăreală, acea lipsă de eficacitate. Da? Multe alte chestiuni care, sigur, nu le putem tolera, între ghilimele, la sfârșit, fără a evidenția faptul că avem o parte din tine în toată chestiunea asta cu neplăcerea vieții noastre. Da? Concentrarea te va duce spre succes. Da? Deci, concentrarea, atitudinea de a fi focalizat, fel. Voința, crește cultivarea voinței. Iar tehnici conjuncturale de cultivare a voinței. În fiecare zi îmi propun să fac 5 genoflexiuni. Sunt la vârsta trecerii de la a doua spre a treia, mi-au slăbit genunchii, da? Trebuie să fac în fiecare zi 5 genoflexiuni. Dacă am probleme cu ligamentul. Da. Asta este. Vreau să scap puțin de niște dureri abdominale, fac un masaj zilnic abdominal. Îl fac zilnic. Asta este. Mă obișnuiesc să-l fac zilnic, pe stomacul gol. Da. Deci asta înseamnă și voință, înseamnă și putere de cunoaștere și putere de acțiune. Deci, iată, toate elementele sunt aici regăsite. Energia voinței, energia cunoașterii și energia acțiunii. Toate aceste trei energii vor duce la efect. Da.
Altfel, sigur, degeaba știm noi că sunt atâtea lucruri minunate, atâtea remedii, atâtea tehnici, atâtea elemente ajutătoare, dacă pur și simplu uităm. De ce? Pentru că nu ne mai amintim, dar nu am cu alte chestiuni, nu avem voință și așa mai departe. Deci, iată, voința și concentrarea. Două elemente care, dacă le-am cultivat zilnic, vă spun, am fi din ce în ce mai bine din punctul de vedere al integrării noastre existențiale. Ce este rău să ieși mereu cu inima la înaintare? Să ai și o atitudine de deschidere. Ce credeți că s-ar întâmpla dacă ați fi puțin mai deschiși? Ce credeți că? Și n-ați fi așa suspicioși și rezervați în plan afectiv? Ar fi ceva rău? Ar fi nimic rău. Da? Și atunci a cultiva această deschidere, această stare de prietenie, de colaborare, de participare afectiv-emoțională mai pură și necondiționată. Deci acest altruism, această bunătate sau, cum mi se spune în popor, bunăvoință. Acea bunăvoință de a fi deschis și a asculta cu atenție și pe ceilalți, de a vrea să fii cu ei într-o anumită, sigur, relaționare frumoasă, care să-l ajute și pe el și pe tine. Iată, a cultiva această chestiune. Începe și de idee, începe să identificați faptul că s-ar putea să constatați că nu aveți prieteni prea mulți. Știți? Adică, noi putem vorbi așa la rece foarte mult despre ce lucruri bune ar fi, dar va veni, este necesar să vină momentul în care spuneți așa, cum spunea George Oshawa, care a fost părintele macrobioticii, spunea, starea de echilibru și armonie se va reflecta în ultima instanță în lumea exterioară, chiar prin numărul de prieteni de suflet pe care îi ai. Dacă nu aveți încă 1000 de prieteni, echilibrul yin-yang, asupra căruia le atrăgea atenția că este important în această constituție fizică, psihică și emoțională, înseamnă că nu este realizat. Da. E cam mult. Eu spuneam ce spunea el. Acum, fiind aici mai departe de zona orientală, hai să zicem, ce număr fixăm? Hai să stabilim prea mult. 5 prieteni buni, da? Avem 5 prieteni buni? Dacă nu, haide să ne căutăm, să ne informăm și să ne întreținem, să cultivăm aceste relații. Iată, o temă simplă. De astăzi pornim în căutarea celor 5 prieteni. Ei sunt pe undeva, ne așteaptă. Gândiți-vă. Nu aș vrea să-i descoperiți. Sună foarte interesant. 5 prieteni buni de suflet, care în momentul în care aș ridica în intenția mea de a-i da telefon la ora 3 noaptea, îmi zică, da, prieten, ce? Ne întâlnim unde? Cum? Acum? Bine, iau avion. Deci, asta ar putea să facă un prieten. Nu că stai că e pe scară și îl sun. Deci, aceasta este recunoașterea aceluia pe care simți ca pe tine. Nu suntem în zonele astea. Dacă încă nu suntem în zonele astea, va trebui să ne punem problema că ceva din noi nu este suficient de intens ca trăire afectivă, care să te propulseze în așa fel încât deschiderea ta să fie percepută ca ardere și ca entuziasm al iubirii de către celălalt. Pentru că, vă spun, dacă s-ar simți așa, celălalt și el ar zice, măi, ce arde omul ăsta, ce intens arde, ce... Nu. Când îmi spune, mă duc și eu acolo. Nu se poate, pentru că este chiar provocatoare. Iubirea este provocatoare. Iubirea te face să o simți, să o atingi, să o vrei să fie. Dar este ca atunci când doi oameni vor să facă un foc și sunt preocupați amândoi să-l susțină. Da. Asta este arderea iubirii și a prieteniei sincere. Acolo o trebuie să ducă. Nu sunt mai cuvinte goale. Chestiunea cu prietenia. Ne amintim că ne întâlnim o dată pe săptămână la un curs cu câțiva pe care îi cunoaștem. Da. Dar din totdeauna v-am spus că trebuie să continuați relația. V-ați cunoscut la un curs, o tematică frumoasă. Bun. Mergeți mai departe în această cunoaștere. Mergeți spre a crea frăție. Mergeți spre a crea acea relație sufletească pură, elevată, dincolo de condiții și de alte aspecte. Da. Acolo ne duce spiritualitatea pură. În zona aceasta de completă deschidere. Da. Dacă ne regăsim încă destul de anxioși cu privire la X, la Y, la Z,
dacă încă stăm așa să ne uităm numai în curtea noastră și să ne închidem și să tragem perdeluțele, nu are cum să fie ceva din viața aceea cercării și a deschiderii sufletești despre care v-am vorbit. Dar chiar și așa, faptul că vi s-au fost amintite aceste lucruri va reprezenta ceva. Chiar și dacă unii poate nu o să ne mai vedem niciodată. Pentru că, într-adevăr, o întâlnire spirituală trebuie să miște. Poate că mesajul poate să fie răscolitor, dar nu contează. Important este să miște. Să miște inima. Da? Cu toate riscurile unei răscoliri emoționale pe care de care mai aveți parte la unele întâlniri ale noastre, nu contează. Contează că mișcarea se produce. Și există un fel de reverberație. Și apoi, la sfârșitul, poate, a unui an sau unei perioade, trageți concluzia. Anul ăsta, încă 3 prieteni am descoperit. Anul ăsta am fost mai deschis. Anul ăsta am petrecut de ziua mea cu 25 de oameni. Altă dată eram singur cu soția. Acum, nu știu, m-au sunat și i-au zis că vin. De ce? Pentru că dumneavoastră v-ați transformat. Și ați deschis și ați spus, da, să vină prietenii mei. Să vină, îi aștept. Să vină la o meditație. Da, să vină la o meditație, să lucrați cu ei împreună, să vină într-o drumeție, să vă cunoască acasă, să jucați un șah, da? Să preparați împreună niște remedii de bune, utile. Da? Iată despre ce lucruri foarte simple vă vorbim. Dincolo de aspectarea aceasta de relație de la cursuri, unde, sigur, noi ne întâlnim și trăim stări frumoase împreună și comunicăm și noi v-am propus și în vacanțe anumite programe spirituale, teme meditative și urmărim poate în timp să închegăm o comunitate care să adăpostească mai multe persoane sub același acoperiș, care să lucreze în același spirit al manifestării inimii și al bucuriei de a exista în această lume împreună cu ceilalți. Nu putem fi insule izolate. Chiar dacă locuim noi fiecare, până la urmă, să știți, spiritul nu are graniță. Inima nu are graniță. Noi locuim în apartamentele noastre, dar sufletele niciodată nu pot fi îngrădite. Așa să vă spun, asta este evoluția firească. Sufletul să se deschidă, să cuprindă și apoi să integreze, trăind bucuria recunoașterii unității totului. Ăsta este, între ghilimele, programul divin în care trebuie să ajungă să trăiască ființa umană. Așa a fost zămislit de Dumnezeu omul. Să ajungă să recunoască divinitatea în jurul său și în ea însăși. Deci spre asta mergem fiecare dintre noi, chiar dacă încă nu știm aceasta. Aflându-ne fiecare dintre noi la un moment evolutiv. În această cauză putem spune că suntem solidari cu toți. Și ar trebui să ne întindem mânuțele unii altora pentru a merge într-acolo, împreună. Aceeași direcție. Suntem aceeași conștiință. Aceasta este frumusețea vieții. Când veți descoperi mai profund că așa stau lucrurile, veți scăpa de multe inhibiții, de multe tensiuni, de multe rezerve, de multe suspiciune, de multe închidere, de mult balast existențial. Da? Și astfel sufletul se primește în această condiție a ființei spirituale, a omului spiritual. Nu a omului corp fizic, ci a ființei spirit. Vă propunem ca acest dialog anul nostru să continue. Aș vrea acum, dacă doriți, dacă aveți anumite întrebări, să-mi le puneți foarte, foarte clar. Am vrut ca să trecem de la zona aceea foarte frumoasă de tipul cărților care scriu. E frumos să faci aia, e frumos să faci aia, e frumos aia. Eu vă propun, concret, și vă propunem noi toți direct, câte minute de centrare faci zilnic? Ai curajul să simți jurnalul tău? Câte clipe de concentrare mentală reușește acum? Câte clipe de evocare a iubirii pentru iubita ta sau iubitul tău sau părintele tău ții în sufletul tău zilnic? Da?
Dacă tu spui că apreciezi copilul tău, cât de intens te gândești la el concret și aprinzi o lumânare pentru el sau pentru sufletul răposatului, da? Lucruri foarte concrete, care țin de amintire. Da? Când mănânci, te gândești la început, la Dumnezeu și la această ofrandă, trăim cu recunoștință acest moment al primirii, nu? Cum se spune, divinității prin hrană în corpul tău. Deci sunt lucruri foarte concrete. Tehnicile conjuncturale nu sunt elemente care să se constituie într-un fel de, să zicem așa, chestiuni generale și abstracte. Când vorbim despre ce poate face yoga în viața ta bun, le luăm la rând. Și începem să le ocupăm. Le punem. Și să știți că nu va putea acum să fie un fel de scoatere așa a nevinovăției noastre, spunând că eu sunt ocupat. Eu sunt atât de ocupat. Da, toți suntem ocupați. Toți putem spune foarte ușor, sunt ocupat. Mă duc la servici, am copii de întreținut, am de câștigat bani. Da, dar contează cum o faci. Contează cum o faci. Și aici, în încheiere, aș dori să vă spun o întrebare. O frumoasă povestioară, de fapt. Maestru se duce pe un șantier unde se construia o catedrală și vede pe primul un pietrar care, pur și simplu, dădea cu baros într-un bolovan masiv de marmură. Ce faci tu aici? Îmi câștig și eu existența, lupt pentru existență, vreau să câștig bănuții ăștia pentru copii. Bun, mergem mai încolo. Un altul îi răspunde la aceeași întrebare. Păi ce să fac aici? Muncim, uite, construim acest element necesar mai departe, pe șantier. Bun, mergem mai departe. Ajungem la un altul. Altul îi răspunde. Eu aici, deci care făcea exact același lucru, spărgea piatra. Îi spune, eu aici construiesc o catedrală. Deci contează în ce spirit lucră. Aceeași muncă o putem integra în moduri diferite. Muncești de te spetești pentru un copil sau muncești pentru și te nobilezi, prestând aceeași muncă pentru Dumnezeul din copilul tău. Sau din acel copil. Hai să nu mai vorbim la modul atașat. Da? Că spuneam că și atașamentul e o mare problemă. Da? Acolo este Dumnezeu, în acel copil. Și muncești pentru a sfinți, pentru a ajuta, pentru a înălța, pentru a se recunoaște ca divin acel copil. Da? Și slăvești prin această muncă. Da? A, da. Cum o vei face la servici, pe stângul serviciu de 8 ore, este altă chestiune. Dar, de fapt, ești centrat în bucuria existenței. Nu în aspectul oarecum tenebros al anxietății. Că vai încă o dată, încă o zi, la servici. Și pentru ce? Pentru doi bani amărâți, își bat ăștia joc de mine. Dacă o vom lua așa, vom vedea partea întunecată a existenței, care ne urâțește pe interior. Da? Și ne descentrează în noi. Iată cum putem gândi în modul acesta pur, adeseori însă conjunctural. Fiecare atitudinea noastră, fiecare gest al nostru putând să-l integrăm într-o manieră în care să ne ajute înălțării noastre sufletești. Da. Sunt aici nu pentru că trebuie să desfășor o viață de chin, pentru că nu știu cine m-a adus pe aici, eu o problemă și cu părinții care au avut propriile lor carențe și n-au știut să mă crească și acum eu trebuie să dau din coate și să lupt cumva cu lumea aceasta care nu mă primește sau care îmi vrea rău. Da? Să ieșim din aceste prejudecăți, din aceste mecanisme anormale de gândire și de integrare. În realitate suntem aici pentru a trăi o pură existență, într-o stare de pură conștiință, fiind mereu fericiți. Ăsta este programul divin pentru ființa umană. N-a fost niciodată altfel. Dacă oamenii au crezut altceva, este pentru că
undeva s-au identificat, v-am spus, cu momentul acela în care au zis cât de obosit sunt acum că dau la Maros și pentru ce. Nu au mai găsit sensul existenței și când nu găsești sensul, te pierzi. Păstrați-vă capul busolei spre nord care arată mereu centrul. Și atunci aveți găsi mereu sensul. Pentru că permanent totul are un rost și are un sens. Și este aflat într-o continuă legătură cu ființa dumneavoastră. În felul acesta, totul este viu și palpită de semnificație, având puterea de a vă reaminti de dumneavoastră. Asta este frumusețea lumii. Este un prilej de a îți reaminti de sine. Și atunci, cum să nu jubilez mereu în contactul cu ea, de faptul că, încă o dată, sub o altă formă, mereu și mereu nouă, din nou îți amintești de Dumnezeu. Din nou îți amintești de sinele divin, de frumusețe, de armonie, de echilibru, de bunătate, de compasiune. Aceasta vă propune Hridaya Yoga. Yoga pentru sufletul tău. Haideți să facem și o mică meditație.